Tinerii au acea energie care schimbă locul și sunt resursa cea mai importantă atunci când vrem să facem o schimbare în bine în comunitatea în care trăim. Însă pentru a acționa, ei au nevoie de susținere, îndrumare și de instrumente adecvate nevoilor lor. Ei bine, Luna Interculturală, eveniment organizat de Asociația Datin Educație Cultură Găujani împreună cu Fundația Pact, a avut în vedere crearea acestui spațiu de susținere și implicare în comunitate, folosindu-se de metode creative pentru a provoca o schimbare. Miercuri a avut loc ultimul eveniment, motiv pentru care gazdele au mulțumit celor care au susținut demersul lor. Vreau să mulțumesc tuturor invitațiilor care au venit astăzi să fie în mijlocul nostru. Piesa de teatru de astăzi se desfășoară, are ca subiect o problemă de actualitate, o problemă reală din mijlocul comunității, deoarece ne-am adunat și am studiat mai multe probleme, iar aceasta ne reprezintă și ne doare cel mai mult. De aceea v-aș ruga să fiți atenți, pentru că la sfârșit o să avem posibilitatea să discutăm, să interacționăm pe baza acestui subiect. Așa cum spunea și Cornelia Enache, președintele asociației, în cadrul celor patru activități din fiecare comunitate, tinerii au putut pune în practică ceea ce au învățat de-a lungul derulării programului cu scopul de a atrage atenția asupra nevoilor lor și a găsi soluțiile potrivite împreună. O metodă este Teatrul Forum. Nu uite să spun și ție problemele mele, că mama mereu mă pune la treabă. Mă ceartă tot timpul că nu fac bine treaba și ai văzut că la școală nu m-am mai dus. Bă, mamă, ia uite, astea te bârfesc! Iar ați început cu bârfitul? Da, nu te bârfeam. Da, ce făceam? Bârfeam doar. Despre ce? Și tonul mai mică, ne sperii. Despre mine, că vreau să mă duc la școală. Școală? Cine ți-a mai băgat asta în cap? Eu. Sorul ta? Dar nu i-am și băgat ea, nimic și vrea să mă ajute. Și? Ai venit de acolo ca să îmi pui capul cu prostii? Da. Ia nu mai ridicați voi tonul la mama, că nu ați făcut-o voi. Păi aia vă făcut pe voi. Tu de ce te bagi? Tu de ce te bagi iar? Că e mama, ce? Nu pot să mă bag la mama? Lăsați-l în pace, păi. Tu potolește-te cu școala, scoate școala din cap. M-am întâlnit cu Gogo ăla din capul satului. Da. Îl știi, nu? Da, mă, știu pe Gogo. Are un băiat pe nume Marius. Îl știi? Da, mă, da. Ăla care are BMW-ul ăla mișto. Mamă, Tudore, vreau și eu un BMW. Bă, fă, tu nu te-ai plimbat în căruță, dar în BMW. Taci din gură, taci. Știi, să stai în căruță, da, în BMW. Și vrea să-l însoare pe fisul Neagogu. Și ce m-am gândit eu cu mintea asta de geniu a mea? Să-l dau pe fime. Pe fita? Da, fă pe Maria. Pe Maria? Da. Păi ce face la cu el? Când ce să facă? Așa, putura să, ce, noru, ce păi tu de ce n-ai educat-o, fă? Teatrul Forum este un tip de teatru al oprimaților. Potrivit organizatorilor, această formă de teatru este un mijloc de împuternicire și rezolvarea problemelor, în special pentru că publicul este implicat în piesa jucată. Îi pot urca pe scenă pentru a locui unul dintre personaje și a juca rolul diferit, oferind soluții. Asemenea situații pot fi stopate prin autoritățile statului, în primul rând căsătoria până în 16 ani, cred că nu mă înșel, este interzisă până în 15. În al doilea rând, actul sexual cu un minor sub 15 ani este interzis și dacă se produce, poate se ajunge chiar la o condamnare. În al treilea rând, există reglementări speciale în privința protecției copilului. Copiii ar trebui să-și cunoască drepturile deja la 14, la 15 ani, cum este în piesa noastră, copilul tinde oarecum spre maturitate, spre cei 18 ani când își are majoratul și poate avea păreri și să-și dirigeze singur viața. În ultimul rând, este drept, fetița noastră are încă 15, de la 16 ani dobândește capacitate restrânsă de exercițiu, urmând ca de la 18 ani să o dobândească, adică să fie un om cu toate drepturile și libertățile sale. La finalul activității, tineri implicați în acest proiect au primit din partea organizatorilor diplome, semne de recunoaștere pentru munca desfășurată, precum și dulciuri oferite de Constantin Basangiac. Luna Interculturală a fost parte a proiectului Împreună pentru Comunitate. Indiferent de etnie, tinerii din rural provoacă schimbarea și a adus în prim plan tinerii din mediul rural de etnie romă și neromă.